Mulțumesc, Răzvan, pentru prezentarea caldă. Vin după două discursuri emoționante. Îmi este foarte greu. Paul ne-a învățat să găsim copilul super total din noi. Răzvan l-a găsit. Discursul meu inițial a fost un discurs egoist. Sincer să fiu, am făcut un discurs pentru mine, în capul meu. Un discurs de cum să trăiesc mai bine, să trăiesc clipa și să scap de griji. Și acum el devine un discurs altruist, pentru că vi-l împărtășesc și vouă, ca să vedeți cum am găsit eu în mine forța să scap de griji și să trăiesc mai mult în prezent. Voi începe cu o poveste. Mie îmi plac foarte mult poveștile. Și acum mai citesc. Am citit de curând, am citit poveștile și miturile germanice. Sunt foarte frumoase. E bine să găsești puterea în tine de a învăța ceva din povești la orice vârstă. Povestea mea era în felul următor. Acum 7 ani de zile, alergam, plin de griji, cu mașina, înspre casă. Și mergeam destul de tare. Și aveam o grămadă de gânduri care mă măcinau, mă zbăteam, nu știam ce să fac, aveam multe decizii de luat, multe probleme la muncă. Și deși eram așa de îngrijorat, la un moment dat am pierdut concentrarea pentru 2 secunde. Când ai viteză, în 2 secunde ești foarte departe. Și când am deschis ochii, am văzut niște parapeți care au acum marginea drumului. Mijlocul drumului, mai precis. Încercarea de a evita, am reușit de m-am răsturnat. Nici nu i-am evitat. 17 balize semnalizatoare mi-au scris în procesul verbal că am reușit de a-mi dislocat. M-am trezit într-un șanț, în pădure, cu capul în jos. Am ieșit din mașină. Am oprit motorul, m-am întors după aia că am realizat că o să explodeze, că ieșea fum din ea. Și am început să fac și mai multe griji. Deci, pe lângă problemele care le aveam, acum erau problemele legate de mașină. Wow! E praf! Mare puțin și explodează dacă nu va lua foc. Dar a fost un moment care a durat 1 secundă. După secunda asta, am simțit mirosul pământului proaspăt plouat din pădure. Ați simțit vreodată mirosul ăsta? Da. Mirosul ăla de turbă care vine așa. Wow! A fost așa de plăcut și l-am simțit din tot sufletul meu. Am simțit mirosul, am simțit vântul bătându-mi ușor pe față, am auzit foșnetul frunzelor, am văzut până și niște frunze care veneau în jos ușor și erau ridicate de vânt în sus. Deci era ceva fantastic. Și m-am bucurat că sunt în viață. Și am început să râd. Mi-am dat seama că am ratat să trăiesc clipa. Gândindu-mă ori la trecut ce n-am făcut, ori fiind în viitor. Ori și trecutul și viitorul sunt două eternități. Nu poți să le trăiești. Singurul lucru care poți să dăm este momentul acum. Și este fantastic să îl trăiești și să te bucuri de el. Am luat această învățătură și vreme era octombrie. Aveam probleme adunate de un an de zile. Multe dintre ele nu le rezolvasem. Erau nerezolvate. Erau un dezastru. Nu știam cum o să sfârșesc anul și dacă voi mai avea, poate, serviciu. În 2 luni de zile, n-am mai avut nicio grijă. Comparativ cu moartea, să spunem așa, toate grijile mele au opălit. Le-am rezolvat cu toate. Am luat o grămadă de decizii. Am făcut de descoperire și legate de decizii. Deciziile trebuie luate. Deciziile care nu sunt luate, te vor macina mai încolo. Și am terminat anul într-o tonă de succes. A fost o lecție de viață pentru mine. Să trăiesc fiecare zi, în fiecare zi. Nu ieri, nu mâine. M-am documentat despre acest lucru și m-am uitat să văd dacă mai există și alții care au făcut această descoperire. Și am văzut că un medic, eu sunt un medic, a fost prima părere care am luat, William Osler, Sir William Osler, este un medic cunoscut, a spus în felul următor. Învață să trăiești viața în compartimente etanșe. Nu m-a lămurit deloc. Ce vreau să zic că compartimentele lui etanșe? Doamne, ăștia, medici ăștia, nu știu pe ce lume sunt. Și am studiat. Pacheboturile, vasele de croazieră, au compartimente etanșe, pentru că, în cazul în care se inundă unul, se scufunde toată.
viața este în felul următor. Intri într-un compartiment etanș, închizi ușa în spate. Închizi ușa la spate. Mergi, traversezi compartimentul, ajungi seara, deschizi următoarea ușă, intri în ea și închizi iarăși. Asta înseamnă să trăiești în compartimente etanșe. Nu te întrăi nici în trecut, nici în viitor. Azi este foarte, foarte important pentru noi. Este important să nu încercăm să visăm la o grădină de trandafiri peste ani, la pensie, la asta. Nu. Este bine să mirosim trandafirii care ne floresc la geam. Eu, mi-e plac foarte mult trandafirii, dar este cel mai bun lucru care îl putem face. Câți dintre voi știu tatăl nostru pe din afară? Ok. Și eu. Chiar în tatăl nostru scrie dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele, astăzi. În tatăl nostru, când ne rugăm, nu cerem pâinea de ieri. Nu întrebăm de ce a fost mucegăită pâinea de ieri. Nu întrebăm de pâinea de mâine. Dacă pâinea de mâine va fi albă sau din cerealele acelea noi, integrale. Nu. Cerem pâinea de astăzi. Pâinea de astăzi. Ok. Toate astea, aceste descoperiri ale mele sună foarte frumos. Și pentru mine, pentru discursul care l-am făcut inițial, pentru mine. Săptămâna aceasta, fiindcă am avut foarte multe pe rezolvat și am făcut un discurs pentru mine. Sună foarte bine. Dar, mulți dintre voi veți spune, omul ăsta trăiește într-o lume ideală. Ce se întâmplă cu viitorul? Viitorul vine la un moment dat peste noi. Ceea ce nu ai pregătit, poate să te lovească. Să trăiești ziua de astăzi și să nu-ți faci griji, nu înseamnă să nu faci planuri. Când simți că te preocupă ceva și subliniezi aici cuvântul preocupă, nu îngrijorează, îți preocupă. Prioritizezi ceea ce este important pentru tine în acest lucru, faci un plan și înainte de asta, cel mai important, ce am învățat, iei decizii. După care, pui în practică și trăiești din nou clipa. Deci nu înseamnă că nu planificăm, nu prioritizăm, nu luăm decizii. De asemenea, mulți dintre voi poate sunteți, aveți perioade când sunteți copleșiți, aveți multe de făcut, vi s-a întâmplat? Da. Și eu la fel. Ce poți să faci atunci? Iarăși, ce am descoperit? Prioritizezi. Prioritizat înseamnă să tai în carne vie, de multe ori. Arunci tot ceea ce nu este esențial și cauți să faci lucrurile care contează, care îți aduc succesul. După ce ai prioritizat, este foarte, foarte bine. Iei deciziile, hotărăști și faci un plan. Și le faci. Și tot așa. Iarăși, multora dintre noi ni s-a întâmplat să ni se întâmple lucruri rele. Să zicem, să avem lucruri foarte rele de întâmplat. Am prieteni care îmi spun că, nu știu, li s-a întâmplat să li se inunde casa sau chestii care sunt majore. Ce faci atunci? Există și atunci o soluție. Soluția începe negativ. Te gândești care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Și, de exemplu, la inundat casă. Să am deplătit foarte mult la vecinul. Pentru că i-am inundat casa. Până ajungi acasă, n-ai de unde să știi că... Ok. După ce ai stabilit care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla, îi găsești o soluție. Și atunci îți aduci aminte că tu ai asigurare. Și asigurarea va acoperi și pagubele vecinului. În momentul în care acceptăm cel mai rău lucru care se poate întâmpla, putem găsi soluții să diminuăm. Să diminuăm acel rău care se poate întâmpla. Era o poveste foarte frumoasă, mi-a plăcut, cu un arab care avea niște oi. Și la un moment dat, păstorul s-a întors și a spus că i-a pierdut oile. Și el, oile alea erau tot ce avea el. Dar omul a spus, mehtu, așa a fost să fie. Și s-a apucat să rezolve problema. S-a dus, o parte din noi le-a găsit, iar o parte din oi au căzut într-o rupă și erau moarte. Le-a jumulit pielea, a luat oile care au rămas și a dus oile la berbe și într-un an de zile a avut din nou turma întreagă. Asta e o lecție foarte... Mi-a plăcut foarte mult povestea asta. Mulțumesc! Bun. Mulți dintre voi veți avea speech-uri în continuare.
Un alt lucru care ne face să avem griji și să nu putem trăi clipa este acel pitic din capul nostru. Înainte când stăteam acolo, aveam un pitic care îmi spunea: băi, oare nu te vei înneca când vei ajunge pe scenă? Nu te voi împiedica? Oamenii nu vor râde de tine? Sau poate ți se va rupe șlițul și vei fi o comedie totală? Voi aveți aceste voci? Să zicem una cine are vocile astea înainte de o prezentare. Și eu. Și surpriza și partea bună este că aceste voci sunt ale noastre. Și le putem controla. Adică noi suntem dirijorul vocii din capul nostru. Nu există acel pitic, acel, nu știu, ștrumf, acel care stă acolo și ne vorbește. Nu. Suntem tot noi. Una dintre tehnici spune că poți să oprești total vocea aceea. În momentul în care vorbim în mintea noastră, mișcăm foarte ușor din limbă. Și dacă spui limba în cerul gurii și plângi foarte tare, vei vedea că se diminuează acel dialog. Asta ar fi o soluție, dar asta nu o să zic că este cea mai recomandată soluție. Cea mai recomandată soluție este să dirijezi vocile acelea înspre ceea ce este pozitiv pentru tine, ceea ce te poate ajuta. Eu, sincer să fiu, mă gândesc la alte succese care le-am avut. Nu știu. Perioade când m-am simțit bine, când am vorbit în public și m-am simțit bine. Și mi-au puterea de acolo. Sau mă gândesc la toate binecuvântările care le-am. Ceea ce a fost bine în viața mea, ceea ce este bine în viața mea. Și toate aceste gânduri, fiindcă noi suntem ceea ce gândim, ne ajută. Ne ajută, pentru că în momentul în care ajungi aici în față, te simți bine. Dacă te simți bine, toată lumea se simte bine. Tu ești cel care ține prezentarea. În această idee o să trag așa niște concluzii ale scurtului meu speech. În primul rând, este bine să trăim în fiecare zi. Fiecare zi, în fiecare zi. Regina Albă, din Alice în Țara Minunilor, spunea: ieri gem, mâine gem, dar niciodată gem astăzi. Eu vă sfătuiesc să luați o bucată mare de gem și să o întindeți pe felia voastră de pâine începând de azi. Altă poezioară care mi-a plăcut legat de acest lucru a fost un poet indian. Acest poet indian spunea că ieri este un vis, mâine este o viziune. Dar orice astăzi trăit bine, înseamnă orice ieri plin de fericire. Asta ar fi aici. În acest ton, vă mulțumesc foarte mult și aștept.